Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft. Inițial ar fi trebuit să fie un challenge acesta, draftul francezilor, dar s-au întâmplat lucruri și o să stea altfel draftul. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo. Avem un 4-1-2-1-2 și un 4-3-3 defend și cred că luăm pe ăsta. Și sperăm la multe. Cruyff, bun. Este Cruyff, bine că n-a fost acolo niciun jucător francez. Și Dennis Mann. Dennis Mann, ești nebun? Dennis Mann, right winger în draft. E imposibil așa ceva. Cât de forță. Kanté, Flamendi. Hai cu Mendy. Wow, Dennis Mann. E așa, da, Michael Ballack, Mann are full. Iată că o să fie un draft cu Dennis Mann. Draft cu Dennis Mann în golul Kanté, 94. Oh, wow, e forță. E 4-3-3 defendul. Dar restul național, Mann și Coman. Gata. Mann și Coman. Nu se poate. Deci inițial am vrut să fac draftul francezilor, dar cred că schimbăm. Și o să aibă loc altă dată. Facem draft cu Florian Coman și Dennis Mann. Lucrurile se mai schimbă. Sunt momente și momente. O să facem un draft cât se poate de bun. Și o să jucăm cu cei doi jucători de la FCSB în atac alături de Johan Cruyff. O să fie senzațional. Ne iau pe Mariano. Merge bine cu Diego Carlos. Ballack ne ajută. Și doar să mai vină un CDM. De fapt, nici nu mai e nevoie. Îl aleg pe Yuri. Și mutăm Mendy acolo. Iată cât de bine se leagă lucrurile. În poartă. Singura opțiune este Ederson. 191. Ia să vedem mai departe ce se întâmplă. Dacă vine și Darius Solaru, s-a terminat efectiv. Gnabry e forță, 93. Oh, Usman Dembele, Goresca. Cât de bun e și Goresca. Dar hai cu Dembele. Așa, pentru ideea inițială. E foarte potrivit. Jordi Alba, Thiago, Mertens mai bine. Luăm jucător ofensiv. Defensiva e destul de bună, mai trebuie un portar doar. Apare și Messi. O să rămână titulari Mann și Coman. În poartă. Poate fi Neto. Se iau de Hea, dar cred că Ederson e mai ok să rămână. Ar fi fost bun un portar care să aibă full, dar nu prindem nimic. Echipa e foarte bună până acum, nu știu ce se mai poate întâmpla. Oh, n-ai cum. Ronaldo Nazario. Cum așa ceva? O să intre Cruyff în loc de Mendy. Și vor fi Kanté cu Ballack CDM, Cruyff CM, Ronaldo, Mann și Coman. Gata. Draft mai epic de atât n-am prea făcut. Apare și Best. N-ai cum. Ce cu echipa asta? E prea bună echipa asta. Riquelme. Interesant cardul lui Riquelme. Icon peste icon. Și în continuare mai luăm niște jucători. Mares, bun și el pe atac. În apărare avem tot ce ne trebuie. Lala vine. Lala care nu mai are unde să joace. Cu Mariano are shadow, e destul de bine. Kenny Lala. Și cam atât. Talia Fico. Oricum, Gnabry, Messi, ar trebui să treacă și ei acolo. De curiozitate, dacă am băgat Messi acolo, ar fi Best pe acel slot. Dembele pe bancă. Nu e 193. Dembele și cu Best. Cruyff o să intre primul minut. O să luăm antrenorul brazilian, sper, sau Premier League. Poenaru nu există. Poenaru, avem și un român antrenor, gata. Ilie Poenaru, Coman, Dennis Mann într-un draft care e mai mult draftul românilor până la urmă. Hai că e o echipă prea interesantă. Ce tare asta. Băgăm kitul Future Stars, că până la urmă pe benzi. Avem doi jucători Future Stars, ca să spunem așa. 190 pentru primul adversar în 4-4-2 cu Iago Aspas, 85. Mariano de gold, e non rar acolo, 79 are.
Într-adevăr, un draft mai slab pe care l-a prins adversarul meu din primul meci. A plecat Man, primește Dennis Man, e ball roll și este faultat de Lehman, dar nu se dă nimic pentru că ne fură. Și nu se mai poate așa ceva, să-i fie rușinea domnului arbitru. Oh, ce pas al lui Man. Michael Ballack plus Ronaldo, dar iată că tot Dennis Man avansează. Și o jucăm tot cu Ballack, Kanté, Michael Ballack e care e gol. Golul lui Ballack pentru 1-0, ce cursă a lui Man acolo în dreapta, a susținut acest atac. Ballack foarte bine pe poziționare și finalizare de calitate. Ronaldo către Cruyff, ce atac avem. Deci Ronaldo cu Cruyff, nu se poate așa ceva, e 2-0 și adversarul meu pare că e pus pe gânduri, iese, e un rage quit și o victorie cu 2-0 primul meci. S-a cam stricat aici jocul, nu mai apar jucătorii, e un nou skin, e dark mode, e night mode pentru FIFA 20. Da, în august, fraților, e de la adevăr. 90 rating, 91 chem, 4-1-2-1-2 cu mijlocași lateral, de greu de făcut un draft în sistemul ăsta pentru chemistry. Are Ronaldo Gold, Messi Gold, Neymar, sunt așa jucătorii mari din fotbalul actual în această echipă. Și uite, ca idee, e tare un challenge de făcut acum. Sigur, n-a fost cazul în primul meci să se aplice o regulă pe care o voi pune acum. O să fie draftul lui Gigi Becali. Și la pauză, jucătorii, cei doi jucători care au cel mai mic rating vor fi schimbați. Două schimbări la pauză, așa facem. Un telefon de la patron că nu i-a plăcut de doi jucători și să facem două modificări. Sigur, afară de Man și Coman, care sunt titulari meci de meci. O, oh, ce bară aici, bară lui Ronaldo. Man și Coman, care valorează că 100 de milioane fiecare și trebuie și ei vânduți, așa că nu putem să-i schimbăm orice ar fi. Man către Ronaldo, se oprește bine Ronaldo și rămâne mingea la noi. Ballack, Frenel Coman în care o Coman preia, puțin pus în dificultate acolo. Cruyff cu Dennis Man, șutul lui Man e prins de Lehman. Ok, un atac foarte bun, mingea tot la noi. No, deși Man era pe traiectorie, lovitura de cap lasă de dorit. Coman la Ronaldo și e Ronaldo Nazario cu golul, ce șut. Știam că va înscrie. După ce are un șut senzațional, are și dead-eye pe card. Cât de boostat să fie. Coman se oprește bine. Este în aceste momente în care cu stop foarte bun trece toată lumea. Florinel Coman face senzație cu numărul 7 pe tricou direct, pentru că EA Sports știe care e treaba. Florinel Coman a fost devastator în careul adversarilor noștri. Ce asta? Uite-l pe Lehman, era și Lehman pe acolo. Îi trimit la semințe pe toți. Ultima fază din prima repriză este Ballack. Man destul de în spate. Minge către Ronaldo și este o încercare de pasă. Va la Man, dar o prinde Lehman. Hai să vedem. Se fluieră și ne uităm peste ratinguri. E momentul pentru două modificări. Acum hai să vedem ratingurile băieților. Cei mai slab din echipă. Ederson. Ah. Da, bine, hai să nu pune pe Ederson. Portarul nu contează. Diego Carlos și Michael Ballack. Cei mai slabi de pe teren. Și trebuie schimbați. Kenny Lala. Lala și George Best. În loc de Ballack facem așa. Ronaldo cu Best, noul intrat, care dezamăgește. Dacă mai era o modificare, acum era scos. După pasa asta. Oh, nu. Este Sadio Mane și este gol Mane pe contraatac, 2-1. Avem probleme, parcă echipa nu mai merge la fel de bine ca prima repriză. Nu, e Agüero, nu se poate. Este 2-2. Cu un Agüero egalează. Nu mă așteptam să-mi dea două goluri pe final. Da, 2-2 după 90 de minute, avem prelungiri.
Ronaldo, senzațional, Johan! 3-2. Superb. Ce înseamnă Cruyff și Ronaldo? E gata. 3-2, victorie. Un meci care a fost mai complicat decât părea după prima repriză, dar sunt două victorii în acest draft și mergem în meciul al treilea. Ah, joc 1 versus 2. Dar sunt deja advanced și a băgat guest, adversarul meu. Neymar, Mbappé, Garicia, Maradona, e ca team of the year acolo. Da, interesat. 1 versus 2 astfel în a treia partidă. Oh, ce pas acolo! Direct la Ronaldo, brazilianul. Este 1-0 în minutul 14. E Balak care o teleghidează pe asta spre Ronaldo. Ronaldo scapă. Aș fi putut da la Cruyff, dar de ce când ai un astfel de jucător acolo deja la minge, e bară. Denis Mann. Un balon către Florinel Coman. Și urcă același Denis Mann acolo. Coman este în careu acum și e o minge care ajunge cumva la Ronaldo. Se încheie prima repriză, 1-0. Un avantaj nu foarte mare. Și trebuie să facem două modificări ca să ne ținem de această provocare pe care am inventat-o timpul draftului. No, e Johan Cruyff, cel mai slab de pe teren, urmat Cruyff de Mariano. Avem Lala care intră acolo în loc de Mariano și din păcate dezamăgește Johan Cruyff de data aceasta. Aș putea să pun și pe Dembele. Mai bine Dembele, hai să încercăm și pe Dembele. Ousmane Dembele. Este Balak. E gol sigur, Michael Balak. Uite cum apare Balak de fiecare dată. Excelent, deși i-am dat stay back. E mijlocaș central defensiv, are stay back, dar ajunge careu mai des decât mulți alți jucători. Oh, ce pasă. Florinel se luptă până la capăt. E Florinel Coman. 3-0 și iată-l marcând din nou. Asta a fost 3-0 și vine finala cu Florinel Coman și Denis Mann. Marea finală, 90 rating, 89 cam. Mane toți, Cruyff prea mea că în moment, Aubameyang care n-are nicio treabă în dreapta acolo. Însă iată, Robertson, Varane Gold, Saul Gold, scad ratingul la 90, are Mane toți cu Cruyff. Sunt doi jucători care cu siguranță vor crea probleme. Ronaldo. Foarte bine, aici se poate Mann, e gol! Denis Mann în finală. El e omul finalelor. A adus cupa la FCSB și ne aduce și primul gol din finală în minutul 9 aici în acest draft. Balak superb. Este tot Mann. Cu o pasă cu călcâiul la Ronaldo, dar din păcate un șut în blocaj. Încă nu se dă golul 2, dar ocaziile vin în continuare pe bandă rulant. O să mai marcăm cel puțin o dată în această repriză, garantez. Coman. Foarte bine, ce pasă! Ce pasă îi oferă lui Cruyff. Și se dă gol. Wow, ce execuție! Era să dea un euro gol Cruyff de partea cealaltă. Am avut omul acolo pe linie, bară și este un offside aici la Aubameyang. Se ține ghinionul de adversarul meu. Pauză, deși era un atac periculos. Trecuseră minutele arătate de la margine și e greu de găsit un jucător care să-mi fi jucat bine. Spune pe cine trebuie să schimbăm. Mariano și Yuri Berșiș, fundaș și lateral, și aici o să fie probleme. Fiindcă e doar Lala defensiv pe bancă. Nu, trebuie să treacă Kanté acolo. Na, nu e nicio altă variantă. Și Yuri o să fie schimbat cu Dembele, care s-a descurcat bine în meciul trecut.
Trebuie să mutăm și nu tocmai cum ar trebui, s-ar putea să avem probleme, măcar e Lala pe dreapta. Balak, iată, în bandă, protejează bine, e Florinel cu golul! 3-0! Și în finală facem diferența cu jucătorii de la FCSB, nici că se putea un final mai apoteotic ca asta. Ce centrare! Gol Isco! Mai rar așa ceva la FIFA 20! Balon către Man, e centrarea la Coman! Și e gol între băieții noștri din atac! Dăm și noi una cu capul! O face Mbappé din flancul stâng! Degajăm cu bala, e final de meci, 4-1, 4 victorii din cele 4 partide, hai cu premiile! Omul meciului e Florinel Coman, urmat de Denis Man. Ia să vedem! Avem un rare player's pack, ăsta e. Gold pack și rare player's pack. E așa urât să deschizi un gold pack când ai acolo un astfel de pachet cu 12 jucători rari, dar... uneori sunt surprize și din acesta. Arturo Vidal. Nu, era Aranguiz. Aranguiz de aici. Și ca să vezi surpriză, este și fratele lui Gonzalo Higuain. Uite-l acolo. Luăm 3500 pe jucătorul de la Bayer Leverkusen, Federico Higuain. Nu, poate să ies totuși pe un mic plus. Am luat peste 4K din gold pack. E Delaney sus aici. Da, hai că se poate. O să-l pun la 3000 și ceva pe Suso. 2500 și pe Quincy. E un pack bun până la urmă, chiar dacă n-am avut vreun jucător senzațional. Am ieșit pe mic plus. Și acesta a fost draftul lui Gigi Becali, Marele Challenge. A fost foarte tare de jucat cu Coman și Man la draft. Mai departe o să încerc poate un draft al francezilor, că propusesem asta pentru azi. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât. Pa, pa!